O, prea fericiților, plăcuților lui Dumnezeu, sfinților toți, care stați înaintea prestolului Sfintei Treimi și vă bucurați de fericirea cea negrăită. Iată acum, în ziua sărbării voastre cea de obște, frații voștri cei mai mici, care aducem vouă aceste cântări de laudă și prin mijlocirea voastră cerem milă și iertare de păcate de la prea bunul Dumnezeu. Că știm bine că toate câte voiți puteți cere de la dânsul. Deci cu smerenie ne rugăm vouă ca să rugați pe Stăpânul cel milostiv să ne dea nouă Duhul râvnirii voastre. Spre paza Sfintelor lui porunci ca, mergând pe urma voastră, să putem cu bună cucernicie și fără prihană să săvârșim călătoria vieții celei pământești. Învrednicindu-ne într-o pocăință, a ajunge la locașurile Raiului, cele preaslăvite, și acolo împreună cu voi să preaslăvim pe Tatăl și pe Fiul și pe Duhul Sfânt în vecii vecilor. Amin. Rugăciunea poate fi privită ca o smerenie interioară în fața puterii lui Dumnezeu și care astfel ne poate înlesni apropierea de divinitate. Rugăciunea de mulțumire către toți sfinții este mai puternică dacă persoana care se roagă își dorește să intre în legătură cu divinitatea. Rugăciunea către toți sfinții este foarte puternică și preoții spun că este bine să se citească în fiecare zi. În timpul citirii rugăciunii, toți sfinții merg înaintea Domnului pentru a înlesni legătura dintre cei care o spun și divinitate. La rugăciunea de mulțumire către toți sfinții, ar trebui ca după fiecare rând citit să se facă 3 mătănii. Dacă nu fac mătănii, credincioșii pot face în loc 3 închinăciuni. Preoții susțin că, în cazul în care cel care spune rugăciunea către toți sfinții este bolnav și nu poate face mătănii și nici închinăciunile, Dumnezeu va primi rugăciunea știindu-i neputința. Rugăciunea ajută tot timpul sufletul celui care se închină cu evlavie, credință sinceră și curată. Credincioșii trebuie să știe că rugăciunea nu se face cu jumătăți de măsură. Orice rugăciune nu este o poezie pe care o înveți pe de rost și o spui repede. O rugăciune este cu atât mai puternică dacă este spusă cu credință și seriozitate, permițând minții concentrare, interiorizare și scufundare în sine. O rugăciune nu se spune doar cu mintea, ci trebuie să vină din inimă, din suflet. Teologii susțin că puterea rugăciunii este mai mare dacă se citește noaptea, între orele 12 noaptea și 3 dimineața, când cerurile sunt deschise și rugăciunea ajunge direct la Dumnezeu. Spuneți o rugăciune întotdeauna cu o lumânare aprinsă. Dumnezeu să vă ajute pe toți!